Tradițiile și obiceiurile s-au păstrat în zona munților Apuseni, mai exact la Alba Iulia, nealterate încă de la începuturi și până în zilele noastre. Zona este una aparte, plină de farmec, mister și parcă desprinsă dintr-o poveste a copilăriei, în care locurile și oamenii încă nu sunt dependenți de tehnologie, iar în aer plutește cu adevărat spiritul de sărbătoare. Profesorul de geografie Ioan Stan de la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava a fost îndrumătorul povestitor al colindelor din Apuseni, colinde pe care telespectatorii noștri au ocazia să le vizioneze în premieră doar la Bucovina TV. În perioada Crăciunului, telespectatorii Bucovina TV vor putea urmări interviul integral realizat cu profesorul de geografie Ioan Stan, dar și minunatele colinde din zona munților Apuseni. Este o diferență și dumneavoastră sunteți în măsură să ne povestiți, să ne ziceți așa pe tihnite, ca la taifas, de unde vin colindițele? În zona munților Apuseni s-au păstrat foarte bine aceste colinde. Eu am auzit aceste colinde în copilărie. Le-am ascultat întotdeauna și le ascult cu plăcere. Și nu vreau să se piardă sub nicio formă și de aceea prin anul 2004-2005 le-am înregistrat sub forma unei, adică prezentate de către un grup vocal din comuna mea, Poiana Vadului, din Munții Apuseni, județul Alba. Merg, omiș, mai mergu, Domnului nostru, merg, omiș, mai merg, roluri de voinici și noțiunea de colindă în Munții Apuseni are două sensuri. Un sens care se referă la cântec, că asta înseamnă de fapt un imn de slavă adresat pentru Dumnezeu, na? Și pentru, da, pentru sfinți, da? Și pentru Maica Domnului, bineînțeles. Și în al doilea rând, colinda este un obiect, sau mai bine zis, o realizare făcută de om. Adică un fel de flori din lemn. Cum se procedează? Se taie o creangă de salce mai groasă decât mâna, să spunem noi, cu diametru de vreo 5-6 cm, cel puțin. Se introduce, se lasă să înghețe, că numai atunci se realizează, se poate face acest lucru, de salce sau de alun, și vom prezenta în film acest lucru. Apoi, cu ajutorul unei mezdrele, sau ceea ce în Moldova se numește cuțitoaie, doi oameni, sau chiar unul, reușesc să facă aceste flori din lemn, aceste ornamente, și împodobesc acel băț, acel toiag, pe care îl purtau și acum îl poartă din ce în ce mai rar copiii când merg la colindat. Alte ori se poartă, se ia sub formă de aștii mai mici, se poartă la pălărie și se pune până vara, până de Paște, aproape să stea la grindă, se punea să stea la grindă. Deci are semnificația unui băț, a unui toiag cu magic. Magic, da, sigur.